Domnule primar, ne aflăm la școala generală din Balușani, o școală care până anul trecut, când ați preluat dumneavoastră mandatul, a fost în paragină. Acum văd că s-au făcut lucruri bune aici, s-a tăiat buruienele din jurul școlii, s-a igienizat școala pe interior și cu această ocazie văd că aveți și o cupă de fotbal pe terenul pe care l-ați amenajat, care de altfel era plin de buruieni și l-ați amenajat, l-ați adaptat la o cupă de fotbal unde participă echipe după toată Valea Amărăteii. Cum văd, deja intrăm în linie dreaptă în febra pregătirilor zilelor comune stejari. Ce ați pregătit participanților? Să luăm, e etapizat întrebarea dumneavoastră, dar ne aflăm la școala generală 1-8 din satul Balușani, acasă la mine, cum îmi place să spun. Am încercat să dau viață și culoare și încerc să dau viață și culoare tuturor instituțiilor publice care au fost lăsate în degradare. Nu mi-este ușor, nu mi-este foarte greu, oamenii așteaptă și au mari speranțe de la mine și le așteaptă cu toate peste noapte. Dar cred că încerc și cu răbdare toate au o rezolvare și sper și în viitorul apropiat să nu-i dezamăgesc pe oameni, pentru că primul care aș fi dezamăgit aș fi chiar eu. Mare parte cam asta vis-a-vis de această școală și care îmi este dragă, deși n-am învățat în ea, chiar îmi este dragă, pentru că în perioada de copilării de vacanță, când se făcea o meditație, veneam și eu alături de copii de generații similare mie. Vis-a-vis de festival, de putem numi mega festival al comunei stejar deja, va începe, de fapt a început prin această cu minicupă de fotbal pe teren redus de 6 jucători și costumația mea este adecvată astăzi, special pentru ziua care are loc, pentru zilele care și desfășurarea activității de astăzi, pentru că atât partea culturală cât și sportivă trebuie îmbinate și readuse la viață. Da, în zilele încep în data de 20 în febră, maximă, în amploare maximă, așadar și prin invitații care îi avem de marcă pe data de 20, și prin, cât și prin comunele care și-au anunțat deja prezența, avem undeva la un 25 de comune invitate, chiar și din Dolj, pentru că portul popular este portul popular oltenesc, nu doar cel bolojenesc, și așa că avem comune care și-au anunțat prezența și unele dintre ele chiar vor face eforturi să ajungă la noi, comune din Poiana Mare, din Balș, mai bine spus din orașul Balș, care vor fi prezente alături de noi, printre care și mari personalități politice, precum domnul Victor Ponta, domnul Tomac, domnul Alin Văcaru, domnul senator Iriza, domnul președinte Dațițoi și mai tot Consiliul Județean vor veni alături de mine și pe care îi aștept cu dragă inimă să vadă festivalul Stejarului din Răscruce, unde se vor etala talente tinere, fragede, care vor avea spectacole atât și în arta dansului, cât și în arta cântatului, vocal și instrumental. Spre seară, festivalul va fi încheiat de artiști îndrăgiți la talie națională, cât și internațională, precum maestru Gheorgheru Joga, maestru Valentin Zamfira, doamna Eugenia Filip, doamna Adina Achim, o formație cu un tânăr de aici, de la noi, din comună, din satul, mai bine spus, din satul Piscoiu, Adrian Staicu, cu formația Zvon Music. Și să nu uităm că sunt dintre primarii care încearcă și noul. Pe data de 21 zilele, festivalul Stejarului va continua cu competiția de raliuri, Rallycross, va fi pentru prima oară, va fi ceva nou, inedit și așa cum îi știu pe cetățenii din comuna Stejar și din comunele limitrofe Stejarului,
Oamenii vor să vadă noul, să descopere prin micile activități pe care le facem noi, la nivel de comune, să fie descoperite, să fie descoperit noul, mai bine spus. Iar după finalizarea și concursul de Rallycross, zilele comunei Stejar se vor încheia cu o formație de muzică folk. Pentru că, așa cum am spus, vreau să aduc în prim plan sportul, dar și cultura. Tradiția prin porturile și muzica populară, dar cultura prin muzica folk. Vom avea invitați chiar din vestitul ansamblu Cenacul Flacăra de la București, oameni care cred că cu siguranță cei care sunt de generația părinților mei și cât și a mea știu că muzica folk e o muzică culturală, patriotist, cu un mesaj de patriotism și oameni care își iubesc cu adevărat țara, pentru că noi de 27 de ani tot spunem că vrem să și că ne iubim țara, dar nu facem mai nimic pentru ea. Dar, în fine, lăsând la o parte părțile politice, vreau să vă transmit pe această cale, pe ajutorul dumneavoastră al Ziarului Universul, că invit toată Valea Mărăgii la vestitul festival al Stejarului, care va avea o amploare, spun eu, mult, mult mai mare decât a avut până acum și vom da Cezarului cel Cezarului. Comuna Stejar este una dintre cele mai bogate și mai frumoase comune de-a lungul timpului. Am creat și am dat valori cât și din școala aceasta și din restul instituțiilor de învățământ. Am dat ambasadori, deputați, prefecți și oameni care ne-au reprezentat până la Bruxelles. Cam atât de spus, știți cum e, vorbă multă sărăcea omului, faptele contează, vorbele rămân. Cum am înțeles, ca mărime, Bâlciu, care are loc în data de 20, este al doilea, era considerat al doilea după Polovraci. Anul ăsta, cum văd, cred că treceți pe primul loc. Da, mi-aș dori să fiu pe locul 1 în tot ceea ce fac și, da, Festivalul de Sfântul Ilie, cunoscut mai bine spus ca Festivalul de Sfântul Ilie de la Stejar, așa îl cunosc bătrânii noștri din totdeauna, este unul dintre cele mai vechi bâlciuri, festivaluri tradiționale, pentru că din sărbătorile mele mici, spun eu, ca și istorie pe care le-am făcut, festivalul are peste 75 de ani. Așadar, ca de fiecare dată, cred că vom avea un număr. Anul trecut am avut, cred că, undeva estimativ la un număr de peste 3.000 de locuitori. Anul acesta, numai prin simplele discuții telefonice pe care le-am avut cu atâta lume, cred că și ne așteptăm cu siguranță la aproape 5.000 de invitați, de vizitatori și de oameni care își doresc să vadă cu adevărat un festival așa cum scrie la carte. Deci, așadar, cetățeni și dragii mei invitați, vă aștept cu dragă inimă. Vreau să mă ridic la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Am promis o scenă, vom mai avea acolo, unde nimeni nu are un peisaj cum e acela din Romghia. Pentru că, spun eu, și cred că cu siguranță am susținerea cel puțin 4.000 de oameni cu date certe, cum s-ar spune, pe care un post vestit pe surse sigure. Zona ca mirifică și un peisaj atât de mirific ca în Ronghia nu prea beneficiază foarte, foarte multe comune de el. Cum am văzut, participanții turiștii pot vizita și niște monumente istorice unicate în lume, pe care le aveți pe raza localității Stejari. Ce drept în anul acesta de mandat mi-am dat sârguința de a finaliza atât proiectele care deja începuseră așa cum începuseră, pe cât a venit și cu altele benefice în susținerea celor care pusaseră unele dintre ele
puse în execuție pe cum instalația de apă pe, și pe care anunțul cetățeni că am câștigat proiectul de reabilitare, modernizare și extindere a instalației de apă, așadar sper eu că de la anul să nu mai avem nicio problemă și a juca pe această care să folosească apa doar strict pentru uzul casnic, nu pentru datbenire, că nu e apă de datbenire. Dacă vor să ude grădine, să-și foreze o pompă. Voi pune mai mult suflet în partea de cultura comunei, da, avem o mănăstire, monument istoric, avem fântâni trecute în cupul comunal ca monumente istorice și vrem să, așa cum am mai discutat-o atât cu dumneavoastră cât și cu consilierii mei, să readucem la viață o celebră mănăstire umblătoare, doar că săpăturile arheologice sunt un pic mai elaborate și elaboroase. Sper eu ca până la sfârșitul mandatului să-l merg cu inima deschisă și pe cea de-al doilea, pentru că nu am venit aici doar pentru un singur mandat, doar pe de dragul de a-mi face o ambiție să câștig cu alegerea, am venit de a face treabă, de a-mi pune sufletul în tot ceea ce fac, așadar, cum v-am spus, astăzi avem o ediție sportivă, mă vedeți îmbrăcat sport. Vom avea o ediție cu cultură tradițională românescă, mă refer la stăgeaua din Răscruce, voi fi îmbrăcat adecvat situații în care mă aflu, pentru că atunci când nu pui suflet, lucrurile nu prind curcubeul acela sufletesc de a ieși lucrurile, de a ieși treaba așa cum trebuie. Ca la carte spun eu. Așadar, încă o dată vă aștept pe această cale să petrecem românește la stejarul din Răscruce, pentru că vom avea un spectacol inedit, spun eu, și cu siguranță vom ajunge la același consemn la finalizarea stejarului, festivalului de la stejare. Deci, vineri vom avea Rally Cross, muzică folk culturală, iar joi, când vom aduce pe scena nou înființată valori incontestabile în muzica populară. Dragii mei, vă salut pe această cale și vă aștept cu inima, cu dragă inimă. Încheiem aici periplul reporticeresc, nu înainte de a vă ura multă sănătate și succes în ceea ce v-ați propus pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în localitatea pe care o păstoriți. Vă mulțumesc mult și Dumnezeu să fie cu noi!